grafic pentru atingerea rezultatului de 150 de milioane propus anul acesta. Este o performanță foarte bună pentru noi, foarte bună, consider, pentru piața din România. Este o performanță chiar foarte bună pentru un magazin online pentru Europa de Est. Suntem cel mai mare magazin online din Europa de Est. Și aici o să vorbească Radu mai târziu despre dezvoltarea comerțului online în Europa, pentru că s-a vorbit foarte mult când o să ajungă și România la nivelul din Europa de Est. E, suntem, din punctul ăsta de vedere, peste multe țări din Europa de Est. Suntem cei mai avansați din Europa de Est. Cu comerțul online, anul acesta la 20% din total retail. Vorbesc de piața de electro-IT. Ceea ce este o performanță. Ca idee, în Statele Unite, comerțul online reprezintă 45% din piața de electro-IT, reprezintă 9% din tot ce înseamnă retail, de la food, auto și orice.